Tocmai de aceea vă invit, doamnelor și domnilor, să-i adunați repede pe cei mici alături de dumneavoastră, pentru că urmează momentul pe care vi l-am promis. Intrăm în direct cu Moș Crăciun să vedem cum poate totuși să vină moșul în pofida acestor reguli pe care trebuie să le respectăm, și am tot vorbit despre asta și poate că a devenit la un moment dat obositor. Cei mici nu trebuie să se teamă, Moș Crăciun are un plan, întotdeauna are un plan, întotdeauna are o soluție. A avut deja o zi foarte încărcată, pentru că l-am tot văzut deja plimbându-se cu Sania prin diferite țări, prin diferite părți ale lumii, și acum a fost suficient de amabil încât să intre în direct cu noi. Te salut, moșule! O, salutare, dragilor! Ce mă bucur să vă văd! Ce mai faceți? Moș Crăciun, să știi că nu ți-am mai scris de ceva timp, dar mă bucur de acest moment de reconciliere. M-am temut că nu eram pe lista cea bună. Dragule, să știi că ai fost foarte cuminte și anul ăsta. Am tot citit presa și să știi că prin august, așa, ceva, dar lasă că povestim noi mai multe. Și apropo, mai știi ce am vorbit noi anul trecut în decembrie? Să știi că s-au întâmplat așa de multe, moșule, din decembrie până acum, încât memoria mea și așa îmbătrânită îmi joacă feste. Nu că ți-ai dorit tu ceva foarte mult și eram curios dacă s-a îndeplinit, dar în sfârșit lasă că mai povestim noi după, dacă o mai fi. Moșule, în decembrie mi-aș fi dorit un an plin de libertate și nu l-am avut anul ăsta, dar asta e, se întâmplă. Și tocmai asta vreau să te întreb, pentru că în continuare copiii se tem, deși te-au văzut cu Sania plimbându-te, am arătat și noi imaginile și încă o dată îți mulțumesc că te-ai oprit un puțin pentru acest popas, da, să stai de vorbă cu noi. Se întreabă dacă vine până la urmă moșul sau nu, în condițiile în care ne spun toți că nu trebuie să aducem persoane noi în casă, nu trebuie să interacționăm cu alte persoane decât cu cei din propria gospodărie. Cum se întâmplă până la urmă lucrurile? Așa e, dragule, și să știi că e puțin diferit acest Crăciun, dar mi-aduc aminte că pe la 1500, apoi iarăși pe la vreo 1800, s-au întâmplat lucruri asemănătoare cu niște pandemii. Și în vremurile acelea m-am descurcat și eu cum am putut și uite că acum ajungi din nou într-o asemenea situație, moșul știe soluția, știe rezolvarea, că a mai trecut și prin alte pandemii. Cred că au fost vreo 6, dacă nu mi-aduc eu bine aminte, de-a lungul istoriei. Așa că cel mai important și cel mai bun, cum să-i spun eu, remediu pentru treaba asta este să credem în continuare în spiritul Crăciunului, dragilor. Ei, și dacă noi credem în spiritul Crăciunului, atunci toate lucrurile sunt salvate. Crăciunul e un fel de internet, dar mai bun. Spiritul Crăciunului e mai bun ca internetul. Ajunge peste tot, fără probleme. Deci Moș Crăciun e mai puternic decât toate pandemiile. Le-am învins pe toate, am reținut asta. Are un plan, are o soluție. O să porți mască, moșule, când te duci în casele oamenilor? Da, sigur că da, trebuie să le conformăm. E foarte important ca lumea să știe că și moșul va purta mască, pentru că trebuie să depășim toată situația asta. Și eu sper că e doar anul ăsta, că la anul, dacă nu, mă apuc și iau iau pe ăștia mici, Rudol și pe toți renii, iau și împing la vale să tragă de pandemia asta, să o ducă mai încolo, să vadă care e treaba cu ea. Da, renii sunt supărați? Că nu mai pot să stea așa unii aproape de alții, cu distanțarea fizică. Renii sunt puțin, lor le place situația, că și așa nu aveau loc la sanie și se certau toată ziua. Acum unul trage în stânga, unul trage în dreapta, e distanță, are fiecare hotelul lui, nu mai stau la oaltă. Ei sunt foarte bucuroși și le place situația, într-un fel. Nu te încurcă masca cu barba? Nu ți se agață în barbă, moșule? Se mai agață, dragule, dar am eu o forfetuță aici pe la mine și uite așa, o mai desfac, o mai prind înapoi. Adică, până la urmă, noi trebuie să vedem partea bună, partea jumătatea bună a paharului, că lasă, dă un gol de mască, că o să treacă și asta. O să pun acolo în ramă. Asta a fost pandemia din 2020, să nu uit. Deci tot acolo, da, la colecția istorică și peste 100 de ani. Iar mai vorbești dacă, Doamne ferește, mai apare ceva, cum ai depășit-o și pe asta din 2020. A, depășim și pe asta, cum le-am depășit-o pe toate din istorie și va duce și asta. Va fi de domeniul trecutului în curând. Dar ce e important din ce am învățat eu de la fiecare pandemie este să vorbim cât trebuie despre ea, nici mai mult, nici mai puțin,
Și acum, pentru că e un moment foarte frumos pentru copilași, despre pandemia asta am tot vorbit și avem soluții. Să o lăsăm acolo și acum să vorbim despre copilași. Eu mă voi bucura foarte mult ca ei în continuare să-mi lase covrigeii și să-mi lase cornulețele cu lapte și laptele, pentru că moșul are făcut un fel de din ăsta, de spray din ăsta, de tradițional, cum trebuie să-l chem? Dezinfectant. Dezinfectant, moșule. Da. Așa se chem, că ei s-au ocupat, știu ei, eu nu mă pricep la, a? Și mă voi bucura de toate cornulețele și toate păhărele de lapte de la copii. A, perfect, deci nu e risc de, nu e risc de contaminare, n-ai niciun stres din punctul ăsta de vedere, Moș Crăciun. Nu este, sunt imun, dragul, la câte pandemii am trecut, a, încă una și mă duc. Dar se mai tem copiii că le lași cadourile și dacă sunt contaminate, ce să facă? Păi asta e partea foarte frumoasă. L-am aici pe spiritușul Talpăiute, unde că l-am angajat acum vreo 2 ani, foarte bun, foarte ingenios. A făcut niște mecanisme din astea, a industrializat la rândul lui Polul Nord și ei apasă doar pe butoane. Ce se întâmplă cu cadourile? Sunt construite de niște roboți, nanoroboți. Da, și atunci nici spiritușii nu mai pun mâna pe ele și atunci toate cadourile de fapt sunt construite de niște roboței care nu sunt contaminați și nu se contaminează unii pe alții. A trebuit să mai și altoiești spiritușii ăștia, moșule, pe care ai acolo, că n-au respectat regulile tot timpul? Nu îi altoiesc. Ei înțeleg de vorbă bună. Ei înțeleg de vorbă bună. Nu da, ei, nu. Da, a fost frig la Polul Nord să tot deschizi geamurile, să aerisești cum cer regulile, să elimine aerosolii ăștia din încăpere? I-am mai deschis eu așa, dar nu am avut foarte mult de lucru în privința asta, pentru că oricum e un obicei al spiritușilor și mă certam cu ei să le închidă. Adică eu oricum îl deschid și fără să le spun eu, că ei nu le mai place să iasă pe ușă, ei ies pe geam. Și o rămân deschise când se duc ei la bulgăreală și își văd de treaba lor. Adică ele sunt deschise, da. Ce și-au dorit copiii anul ăsta, moșule? În primul rând am văzut foarte multe scrisori, chiar acum făceam niște notițe, nu mai știu unde le-am pus pe aici. Au zis că își doresc foarte mult sănătate pentru părinți și pentru familie. Asta am văzut că își doresc ei foarte mult în primul rând. Și iarăși într-un număr foarte mare își doresc foarte mult să revină în școli. Le place școala online, dar le este dor de școala fizică, live. Când se poate, o să meargă și la școală, ne asigură toți reprezentanții guvernamentali, când ne-o permite situația epidemiologică, moșule, și spune-ne dacă da. Să te mai aștepte și anul ăsta cu colindul sau anul ăsta să da, nu da. Te pândească. Cum să nu, am primit câteva colinde personalizate, din astea cu pandemie, foarte frumoase, eu le pun la da, pe Zoom le-ai primit sau cum? Da, pe Zoom, pe înregistrări, acum au început să-mi trimită și înregistrări video, se filmează cu telefoanele, cu părinții, îmi trimit acolo. Și da, îmi doresc și să știți că ei își păstrează, chiar mi-ar plăcea să-i văd, să-i invitați vreo 2-3 în emisiune, să puneți întrebări așa, simple, de copii, să vedeți ce răspunsuri extraordinare pot să aibă. Sigur, păi, să știi, moșule, că și întrebările pe care ți le-am adresat ție, tot de la copiii nelămuriți vin neliniștiți. De asta am și încercat să clarificăm lucrurile astea. Da, sunt foarte frumoși și așa mă bucur când îi văd că sunt înțelegători și înțelepți. Au zis, moșule, dacă nu vii, unul mi-a scris un Ciprian de la Teleorman, parcă, sau nu mai știu, trebuie să mă uit să văd. Zice, moșule, dacă nu vii anul ăsta, nu mă supăr, dar te aștept la anul. Cu cadou dublu. Da, a zis, el înțelege. Și mă bucur foarte tare când aud așa că sunt înțelegători și frumoși și drăguți. Mulțumesc, moșule, că ai fost... Înțeleg situația. Mulțumesc că ai fost în direct cu noi, moșule. Nu te mai reținem. Știm că ai treabă foarte multă de făcut în continuare. Și sper să o termin drag, până dragilor. La finalul zilei. Să nu te fi oprit așa din traseul pe care l-aveai, să te fi dat peste cap. Nu, dragilor, nici de cum, că tocmai eram în pauză. Mai scriam aici niște notițe. Moș Crăciun, te așteptăm cu toții să treci și pe la noi. Așa voi face, ne vedem să-mi povestești dacă ți s-a îndeplinit și ce mai povesti noi. Dragilor, ne vedem pe la casele voastre, pe la geamuri, cel puțin anul ăsta, dacă nu, să nu adormiți. Asta e, să nu adormiți de vreme, că o să treacă moșul, da?
Mulțumim, Moș Crăciun, tare mult, te așteptăm în câteva ore și în România. Cu drag, la revedere! Ho, 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 ho!